A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava pe Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Amin. Să fie bunăvoința Domnului și peste noi în această seară. Amin. Din cuvântul citit, Matei 24 și textele paralele din Evanghelii și altele de natura aceasta, vreau să punem câteva întrebări despre sfârșitul veacului. În versetul 3, partea a doua, sunt două întrebări și una zice: care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia? Sau cum e numită vremea aceea în profetul Daniel, vremea sfârșitului. Intrăm direct în subiect. Prima întrebare. Dar mai întâi citesc versetele. Versetul 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 11. Se vor scola mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și 24. Că se vor scola Hristos mincinoși, proroși mincinoși, până acolo să facă semne și minuni și să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. De ce mulți vor fi înșelați? Diavolul, folosind Hristos mincinoși, profeți mincinoși, învățători mincinoși, dar de ce va reuși să înșele și scapă numai cei aleși? Că cei aleși scapă și pe cei aleși îi va aduna Domnul, scrie în 31, prin îngerii săi din toate colțurile, din toate meridianele pământului. Dacă ar scrie că ar fi înșelați puțin, poate am trata mai cu ușurință aspectul acesta. Dacă scrie că vor fi înșelați mulți, între care vă credeți? Între cei puțini neînșelați sau luați în calcul să fiți între cei mulți înșelați? De altfel, nu-i singur loc unde scrie de mulți și puțini, mulți chemați, puțini aleși. Vreau să dau răspunsul la această întrebare folosindu-mă de textul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Scriptura întreabă, Scriptura să răspundă. 2 Tesaloniceni 2, deschideți cu mine, scrie aici de la versetul 9, cum am citit și în Matei 24, că diavolului va fi permis, scrie și în Apocalipsa 13, la prorocul mincinos, să facă semne și minuni. 2 Tesaloniceni 2:9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, tot felul, minuni, puteri mincinoase, și cu toate amăgirile, nelejuirile. Vă dați seama ce armament aruncă diavolul în bătălie? Miracole și toate amăgirile, sau cum spune Efesem 4, forme de amăgire. Și acum atenție, răspunsul e clar aici. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, dar Doamne, de ce sunt acolo? Răspunsul: pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, motivul e prezentat clar, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Auziți? Dumnezeu trimite ca la Ahab acolo prorocii ca să meargă la război și să moară. Versetul 12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire să fie osândiți. De ce vor fi înșelați mulți? Pentru că nu le place adevărul și le place nelejuirea. Trăiesc o viață duplicitară, poate nascuns, unii m-au obraz nici poate pe față. Și Dumnezeu pentru aceștia îngăduie înșelare. Scrie în psalm că celui neprihănit răsare o lumină în întuneric. Dar dacă omul nu vrea să primească lumina, Dumnezeu trimite rătăcire. Uneori sunt mai direct așa în exprimare. Mai după Revoluție au apărut în țară niște casete cu un studiu despre familia fratelui Lazar Gog. Și fratele Victor Oniga de la Bistrița
a împărțit la o conferință la mai mulți frați slujitori, apoi când a ascultat și a văzut ereziile de acolo, a zis: Doamne, ce am făcut? Am răspândit sămânță nelejuirii. Și așa necăjit a ajuns undeva la rugăciune și a zis Domnul prin Duhul Sfânt: nu te îngrijora, e o lucrare de rătăcire pentru cei ce nu-s cu inima curată. Rețineți, spune textul foarte clar, că nu va fi înșelat decât cel ce nu-i curat la suflet. Zice în a doua Timotei, capitolul 4, în aceeași idee, citesc de la versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftilor, își vor întoarce urechea de la adevăr. Și la aceștia le trimite Dumnezeu o minciună. Se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Da? Dragii mei, scrie în continuare, mă întorc la textul Tesaloniceni și asta vă doresc, ca să fiți între cei aleși, vreau să fiu cu răspunsurile destul de punctual, să nu ne întârziem mult, 2:13, noi însă, prea iubiți frați de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Asta nu că e predestinare așa arbitrară. Ascultați cum alege Dumnezeu și cine nu-i înșelat, ascultați cine-i ales. V-a ales în sfințirea Duhului și credința adevărului. Dacă tu crezi adevărul și lași Duhul Sfânt să-ți înnobileze viața, nu te înșală nimeni niciodată. Zicea cineva, zice, eu nu accept 666. Și altul zice, mă, tași că tu ești deja trecut de 600. Explica un frate că el lucra la o linie de producție unde se buteleau compoturi. Și zice, lua borcanul murdarul, torceau, spala, curăța, băga apă, fructe, zahăr, ce trebuia conservant, zice, punea capacul. Deci eu eram numai la ultima operație, puneam eticheta, dar ce etichetă puteam să mai pun? Ce eram borcan, nu mai puteam schimba nimic. Cam așa e la urmă cu înșelarea și cu semnul, că scrie în Apocalipsa că întâi pune Dumnezeu pecetea, scrie în Apocalipsa 7 și 9, și diavolul ce mai ștampilează? Ce rămâne? Dumnezeu ne alege în credința adevărului și sfințirea Duhului. Amin. Și în felul acesta nu ne înșală nimeni, fiți liniștiți, că Domnul ne va lumina, ne va călăuzi. Nu trebuie să poți grijă să nu te pecetluiască cel rău, ci să te pecetluiască Domnul și să te călăuzească în adevăr. A doua întrebare. Scrie în Matei 24, citesc chiar versetele și apoi pun întrebarea, versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspământați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. 7, un neam se va scula împotriva altui neam, împărăție împotriva altei împărății, pe locuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și ar pun întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu astfel de nenorociri, de cataclisme care se vor accentua pe măsura apropierii de venirea Domnului? Știți că în Apocalipsa strâmbițe și ales destul de grele, dar vin urgiile care sunt foarte grele. De ce le îngăduie Dumnezeu? Că zice în plângere, în capitolul 3, s-a întâmplat vreo nenorocire fără să o fi făcut Domnul? Nu iese din gura Domnului și binele și răul? Ba da! Ascultați și vă citesc din Levitic, capitolul 26 și nu numai. Când Dumnezeu face ca astfel de nenorociri să se amplifice. Levitic 26, citesc de la versetul 14. Dar dacă nu mă ascultați, le spune cu cei pedepsește. 17. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră. 18. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult. Întorc pagina. Alte pedepse. Versetul 21. Dacă și după acestea vă poți împotrivi și nu mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult. Și tot așa scrie mai jos. De ce le lăsa Dumnezeu? Să se întoarcă și să asculte. Așa scrie și în Amos, la capitolul 4. Citesc scrierea profetică de la
versetul 6. Eu de partea mea v-am trimis foamete, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. N-am vrut să dau ploaie, versetul 8, cu toate acestea, tot nu v-ați întors cu mine, la mine, altă pedeapsă, finalul versetului 9, tot nu v-ați întors, altă pedeapsă, finalul 10, tot nu v-ați întors. Dumnezeu lasă pedepse peste omenire să se trezească, să se întoarcă la El. Până când se ajunge, scrie în Apocalipsa 9 și în 16, că nu se mai pocăiește nimeni. Și în 14 scrie că se cerișul icop, gata. Cum scrie și în Ieremia 24, două coșuri, unul bun, din celălalt nu mai ce alege. Vă amintiți unde scrie în Biblie că Dumnezeu nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor? Și Dumnezeu e același în veac. Nu poate fi altfel decât așa cum este natura lui. Dumnezeu e dragoste. Dacă nu mai ascultă oamenii de voie bună, încearcă Dumnezeu și alte măsuri, alte metode. Zice în Isaia 1, ce pedepse noi să vă mai dau? Noi vrem să ne pocăim pe vreme bună sau până vine vremea rea? Zicea un frate din Banat, zice, eu am fost fiul neascultător acasă, dar m-am pocăit, dar nu de voie bună. Dar ce ai pățit, dragul meu? Zice, am avut ocluzie intestinală, am intrat în comă. Și eu zic, dar tu când te-ai pocăit? Zice, m-a operat în urgență, înainte de a opera. În timpul operației te-ai trezit, când te-ai pocăit? Zice, nu știu, dar când a fost gata, toate a fost și eu pocăit. Dar scrie și am citit aici că unii și cu pedepse tot nu se întorc. Și zice în Isaia că Domnul va mântui Sionul cu duhul judecății și cu duhul nimicirii. Cu unii se judecă aici să se întoarcă și care nici așa nu se întoarce, intră sub judecata lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Amin, amin. În vremuri de strâmtorare, unii se întorc. Știți cum s-a întors fiul risipitor? Citiți textul din Luca 15, de la 11 la 32. Zice, a venit o foamete mare în țara aceea. A trebuit să Dumnezeu foamete după el, că dacă trebuie te-au predicat, ori n-asculta. Da, așa, foamete au făcut treabă bună. Vorba unui frate, zice, bun profesor necazul. Să se îndure Domnul de noi. Amen. Dar să nu ne lase. Amen. A treia întrebare. Matei 24, versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor râuri pe alții. Și acum întrebarea, tot cu de ce? De ce îngăduie Domnul persecuție, prigoană? Ma cei din America a fugit în țara libertății, dar nu se știe de la ce capăt începe prigoana la urmă. Dar oricum, acum pe pământ e multă persecuție în țările arabe, în mod deosebit, în țările comuniste. De ce îngăduie Domnul persecuție? Ascultați răspunsul dat de Scriptură de Domnul, Luca 21. Scrie de la versetul 12. Dar înainte de acestea vă vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni și cum v-am citit. 13. Aceste lucruri se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Auzi, nu-i degeaba. I-a spus Domnului Pavel de la început fapte nouă care se sufere și le se ajungă în fața împăraților să depună mărturie. Unii vor cădea atunci, nu rezistă acestei probe, că există o probă prin înșelare să fie pierduți unii, prin plăceri uneori. Dar este și proba forței la un moment dat și s-a citit în textul de azi 24 cu 13, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Oare care probă e mai grea? Cea în libertate sau cea în persecuție? Dar am descoperit aici că persecuția are un rol interesant. Evanghelia trebuie vestită la toate neamurile, dar nu vor toți să o audă. Știți că persecuția are mare rol în propovăduirea Evangheliei? Pentru că atunci când este persecuție într-o țară, toți oamenii aud, se promulgă legi împotriva creștinilor,
iau atitudine, sunt arestați și așa mai departe. Să vă dau caz concret. Când a fost Domnul arestat, Pilat nu știm până atunci ce părere a avut. Era pro sau contra. Și atunci a vrut să nu-și dea votul. Dar mulțimea a fost răscolită, soldații au fost convocați și ei, Pilat și toți. Când persecuție, Dumnezeu forțează răspândirea Evangheliei. Ba mai mult, îi forțează pe oameni să se decidă cu cine sau cu cine. Și asta o face Dumnezeu la urmă și zice, după ce au toți, va veni sfârșitul ca Dumnezeu să facă informarea necesară. Dacă va fi să prindem astfel de vremuri, Domnul să ne dea tăria necesară. Să știți că nu stă puterea în noi. Zicem, psalm, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Gloria Domnului! El poate să întărească oameni, bărbați, femei. Este o carte, am împrumutat-o și nu toate cărțile împrumutate se mai întorc acasă, cu 70 de eroi ai credinței și spune despre o familie din zona de nord a Italiei, Lombardia, pe acolo, prin anul 1500 și ceva, 600, proaspăt căsătorit a fost arestat bărbatul, urma să fie ars pe rug și a venit soția. Nu vrea să vorbească cu el și magistrații au spus, poftim, te asistăm, poți să-l convingi, vă stă viața în față. Dar ea s-a dus să-l întărească și i-a zis, dragă, nu cumva de dragul meu sau de dragul lumii să renunți. Mergi înainte. Și ei au spus, așa spui, te arestăm și pe tine. Și au arestat-o. Și i-au ars în aceeași zi. Au zis, avem o singură dorință, să ne ardeți pe același rug, că au vrut să se încurajeze unul pe altul. Și când citeam cartea aceea, așa, parcă fără să vreau, din instinct, am zis, era numai cu martiri, cu oameni ai credinții, am zis, Doamne, când îi vei scola pe ăștia, vreau să fiu și eu de față. Pentru că atunci va ridica Domnul toți martirii, va pune cununi pe cap și noi toți care am primit o credință același preț, ne vom aduna să lăudăm pe Domnul că suntem dintre cei aleși. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Când va îngădui Domnul asta, va fi și asta cu scop anume. Are și acest de ce un răspuns adecvat. O a patra întrebare. Nu o să fie multe, stați niștiți, poate e ultima asta. Scrie aici, în versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, că asta au întrebat ei, Doamne, când? Versetul 3. Cum s-a întâmplat în zilui noi, se va întâmpla la fel la venirea Fiului Omului? Mâncau, beau, se surau, se măritau în Luca 17 și de Sodoma și încă 4 pune în plus, cumpărau, vindeau, zideau, sădeau, n-au știut nimic. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul luat, altul lăsat, două femei la moară, zice Luca și în pat, că știți cum e pe pământ, nu? Unii lucrează, la alții noapte, sunt pat. Venirea Domnului în același moment pentru toți. Și acum întrebarea. De ce n-a spus Domnul când e venirea Lui? Și de ce viața va curge așa în mod obișnuit până în ziua aceea? Și atunci va fi o mare surpriză, cum scrie în Luca 21, versetul 35, că ziua aceea va veni ca un laț sau ca un hoț, cum spune Matei 24, peste toți și ce locuiesc pe toată fața pământului. De ce lasă Domnul să curgă lucrurile așa? E drept cu unele suișuri și coborâșuri, că va fi când persecuție, când îmbuibare de mâncare, sunt amestecate lucrurile. Dar de ce e așa? Dacă ar ști oamenii când îi, s-ar pregăti expres să aibă parte de venirea Domnului și ar fi, cum a zis Ioan Botezătorul către unii, o să fugă de mânia viitoare, dar fără roade vrednice de pocăință. Domnul a învățat un mare adevăr și sper să-mi dea har să pot explica și dumneavoastră să înțelege. Și cei care știți, numai să ne reamintim. Ascultați, Matei 24 cu versetul 42. Vegheați, dar asta a spus la ucenici. Pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. 44. Fiți gata că și Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Rețineți. Că nu știm, asta e clar.
Dar nici măcar să nu ne gândim, mai poate acum. Și când nici nu vă gândiți? Și dăm o fugă până la Luca 12, că avem acolo o completare la răspuns. Luca 12, de la 35. Și mijlocul să vă fie încins, făclile aprins, să fiți ca niște oameni care așteaptă. Versetul spune în continuare, să deschideți îndată fericii de robei aceia pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat, vă spun că se va încinge, va pune să șadă la masă, se va apropia să le slujească la orice strajă vine. Deci, când îi nu știm, de gândit nu ne duce mintea, atunci ce-i de făcut? Să-l așteptăm. Și spune aici în Matei 24, versetul 44, fiți gata. Să zicem, zilele următoare vine un frate să ne ducă la aeroport. Știți cine îl așteaptă? Care e gata, care e cu bagajul făcut, nu? Care nu-i făcut bagajul? Băi, stai că nu-i gata. Dar știți cine așteaptă și gata? Și atunci nu mai contează că știm când nu vine sau când ne gândim. Că noi suntem în aceeași stare zi de zi. Cine așteaptă și cine e gata? Vă amintiți în Biblie unde scrie asta, nu vă spun? De cei ce iubesc venirea Domnului. Spuneți-mi mie dacă o mireasă o să-i spună alții, măi, gata-te și tu, măi, că uite vine mirile și spun, na, acum am treabă în grădină, acum trebuie să mai fac nu știu câte mâncăruri. Apoi asta e cea mai binecuvântată așteptare în iubire. Doamne, dă-ne starea aceasta. Iată de ce nu spune Domnul înainte când și cum și lucrurile alternează. Că Domnul nu vrea doar să ne pregătim să intrăm în rai, Domnul vrea să dobândim o stare plăcută Lui, să fim plăcuți în orice vreme. Și atunci poate să vină la orice strajă. Domnul face în adins așa, ca să vadă pe cei sinceri, pe cei cu inima curată, care oricând sunt pregătiți de venirea Domnului. Undeva s-a întâmplat aici în Europa, vorbeau la serviciu doi credincioși și întreabă unul mai în vârstă pe unul mai tânăr, dacă ar veni Domnul azi, ai fi gata? Și ăsta mai tânăr zice, sau dacă ar fi să plecăm? Zice, nu m-am gândit la asta chiar astăzi. Dar îl întreabă și ăsta mai tânăr pe celălalt, avea vreo 60 de ani, că încă era în câmpul muncii. Dar dumneata, ești gata? Dar chiar dimineața am zis că vreau să fiu gata și în ziua de astăzi. În pauza de amiază a plecat. Ce frumos că era gata. Scrie în Matei 25 că fecioarele care erau gata au intrat în odaia de nuntă și s-a închis ușa. Nu știu ce părere apocaliptice aveți, escatologice, dar după înțelegerea mea, după venirea Domnului, se închide ușa ca la potop și când se va scula stăpânul și va încuia ușa, după aia nu mai intră nimeni. Dar cei ce-s gata, cei ce așteaptă, scrie aici în Matei 25, în 24, în Luca 12, că unii zic, stăpânul meu zăbovește să vină. Și știți ce fac atunci? Și că mănâncă și beau cu bețivii și ba chiar sunt și răi alții cu slușnicele. Zăbovește să vină. Adică respectivul pune problema, dacă aș ști că vine, schimb foaia. Dar pentru că încă nu vine, îmi mai permit. Poate aș citit de misiunea Endurance, englezul Ernest Shackleton, a fost cea mai lungă misiune de supraviețuire, a plecat undeva spre Polul Sud, a intrat în ghețuri prin anii 1916. A durat toată povestea aproape vreo 2 ani, așa ceva. Li s-a blocat vaporul acolo în ghețuri, au tras bărcile după ei, planul s-a distrus și alea și el a luat încă 4 din echipă și a mers cu o bărcuță, a traversat o insulă stâncoasă, a ajuns dincolo la o bază de pescuit ce aparținea statului Chile și a ajuns înapoi după vreo 4 luni. S-a dus cu 5, apoi numai cu 2, s-a luat pe ceilalți 3 și se întorceau la cei 22 rămași acolo pe banchize.
și repede să se strecoare, să nu vină iară ghețurile și să nu mai poate ieși, dar gândul lui era, îi mai găsesc în viață? Au mâncat și câinii și ultimele resurse ce aveau și în fine. Și când a venit, interesantă istoria era, poate aș citit-o, i-a găsit pe toți 22 încolonați ca de plecare. Și a întrebat pe căpitanul care a rămas peste ei, măi, de unde ați fost? De unde a știut că vin astăzi? Că ați așteptat și v-ați îmbarcat în 5 minute. Și l-a zis, așa am ținut vie nădejdea lor. În fiecare zi am făcut treaba asta. Și le spuneam de dimineață, astăzi vine și ne scapă. Dragii mei, când ați dori, vorbeam și dimineață, să vină Domnul. Mâine sau în seara asta? Oricum El vine în ziua aceea, dar zice în 2 Petru 3 că noi să așteptăm și să grăbim venirea Lui, că Domnul nostru vine. Într-un verset spune să fii gata, în altul scrie să te găsească lucrând. Acum, cum îi? Adică să fii gata din punct de vedere a stării spirituale, să nu trebuie să te împași cu cineva, să dai datorii ca Zacheu, să fii în liniște, să-L iubești și să-L dorești, iar în ce privește să te găsească lucrând, făcând așa, zice textul, să te găsească la adunare, să te găsească la rugăciune, să te găsească în lucrarea Domnului. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi făcând așa. Acum, cei ce după masa asta n-au venit la adunare, poate au și muncă de teren, alții au plecat la Toronto, nu? Dar am o întrebare. Dacă ar veni Domnul într-o slujbă de joi seara și dumneata nu ești aici și nu lipsești motivat, te ia sau nu te ia? Ai fi sigur că te ia? Dacă e repetiție la cor și nu neapărat că acum ți-a născut nevasta că te îngăduie frații, dar tu nu vii, te ia sau nu te ia? Uneori mă apucă mila, alteori, cum începe psalmistul, mă apucă o mare mânie. Când îi văd pe unii credincioși că se joacă de-a veșnicia și de-a venirea Domnului. Și nu suntem statornici, și nu suntem serioși. Asta nu-i mare problemă, dar cine ți-a spus că nu-i mare problemă? Dragii mei, pentru o veșnicie care ne așteaptă, ar trebui să ardem în clocot pentru Dumnezeu. Ar trebui să ne ardă inima de dor. Ar trebui să facem tot ce se poate pentru Domnul. Să nu-ți mai permiți niciun lucru mic, că biserica trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Amin, amin. Și să fii curat lacrimă și să-L aștepți pe Domnul. Ce trist va fi să rămână unii pe din afară, recapitule și închei, că a zis Domnul că vor fi înșelați mulți. Dacă în libertate nu facem ce trebuie, vom face în persecuție? Dacă acum cât este pace, până nu vine vremea urâtă și se schimbă, cum tot anunță Domnul, ce vom face atunci? Prin toate acestea, Dumnezeu să vă păstreze inima caldă și bună, să-L doriți. Și adaug ceva și închei. Cu aproximativ o săptămână, înainte a plecat soția mea la Domnul, sora Vetuța a avut o vedenie de noapte. A venit la ea, îmbrăcat într-o haină albă, sclipitoare, și a zis, am venit să îmi au rămas bun, să mă îmbrătișez odată că plec la Domnul. Și a dispărut așa pe un drum alb și a zis, Domnul, vezi, am trecut-o prin cuptor și a ajuns aur curat. Dar dacă ar fi să vină Domnul, voi sunteți gata? Și a trecut poporul așa pe sub un scanner, ca la raze, și a dat rezultatul dincolo și a zis, cei mai mulți nu-s pregătiți. Și s-au detectat bolile și a zis, puțin sunt vinovați de păcate grave, că se feresc. Dar cea mai frecventă boală găsită a fost că-s legați de pământ și nu-s pasionați de împărăție și de venirea Domnului. Eu nu știu dacă v-a trecut și pe dumneavoastră atunci prin scanner. Nu
nu știu ce rezultat ar fi fost, dar aș vrea să ne hotărâm din seara asta. Așa de clar mi-a fost că asta trebuie să vă predic. Și așa îmi vine să zic cum eu era o vorbă la Bihoreni, așa mai gălăjoș sau mai cu entuziasm, cum aveți aici un frate care vă încurajează, așa. Avea eu vorbă, să vă îmburde Dumnezeu în rai. Măi, v-aș lua și eu în brațe. Dar brațele mele n-au valoare, dar le-a întins Domnul pe cruce pe a Lui. Și vrea să fim a Lui cu toată ființa, cu toată inima și cu toată puterea. Haide să o facem din seara asta. Cu totul pentru Domnul. Doamne Iisuse, devii pe vreme bună sau pe vreme rea, noi te așteptăm de cu zor până înserat. Și dacă vii și noaptea, vrem să fim tot cu tine. Și asta pentru vecii vecilor. Cum se poate să vrei să fii cu Dumnezeu o veșnicie și anii care mai ai să nu-i trăiești cu intensitate cu El? Că Dumnezeu în veșnicie va fi totul în toți. Să fie de acum. Amin. Amin.